cu funcții. Vă mulțumesc și pentru invitația care mi-ați făcut-o. Sper să fim sănătoși, să ne vedem și la anul cu îmbunătățiri și cu tot ce știți dumneavoastră. Doamne ajută și să fim puternici de la suflet la suflet. Așa că nu trebuie să vorbesc mult, să avem grijă de noi și de toată lumea. Florine, mulțumesc tare mult. Pentru noi reprezintă un simbol, ești. Ai fost, ești și vei rămâne. Un simbol al lăutarilor din România, un model în muzica pe care e fost desfășori. Nu am vrut să spun mai mult decât cine a concertat în țară. Chiar și Maria Carey i-a fost alături, deci vă dați seama valoarea lui. Iar noi, Asociația Europeană a Romilor, pentru progres și promovare interculturală, îi oferim maestrului Căriță o diplomă de excelență, de merit, pe care să-și aducă aminte de noi, o meriți din plin și mă bucur. Nu se va opri aici drumul nostru, Florine. Vă mulțumesc din suflet la toată lumea, în special pentru domnul Dor Tănase și, ce să vă spun, să ne vedem sănătoși. Dacă tot am ajuns la diplome, îl invit alături pe maestru Cristian Năstase. Aplauze și pentru maestru dirijor, care nu reușește să-și desfășoare activitatea prea mult la Casa de Cultură Bacăului, fiindcă Casa de Cultură a devenit o casă de incultură. Ar trebui să dirigeze ansamblul în Bacău, Casa de Cultură să o aibă sub stăpânire, sub comandă, dar din păcate nu-i nimic, maestre. Tu-ți desfășori activitatea ca profesor, ca dirijor și meriți din partea noastră a Asociației Europene a Romilor toată stima și toată considerația pentru munca pe care o faci tu alături de fratele tău Mihai Năstase și de copilășii tăi care încerci să-i apui din nou să ducă tradiția familiei Năstase mai departe. Mulțumesc, Roxana! Așteptam să vină oficialii. Este o diplomă de merit oferită de noi ca asociație și partenerii din acest proiect, Centrul de Cultură și Artă George Apostol. Merit de deosebit. Bună ziua! Sunt emoționat și încântat în același timp. Vă mulțumesc din tot sufletul. E o onoare pentru mine și îi mulțumesc mult Dumnezeu pentru tot și toate și vreau să asigur pe toată lumea că etnia noastră a romilor este foarte bine privită. Din punctul meu de vedere, eu n-am suferit niciodată în viață că provin dintr-o etnie de rom. Nu voi suferi, copiii mei nu suferă. Atâta timp cât avem conștiința curată și ne facem datoria, nu vom suferi niciodată că provenim dintr-o familie de rom. Eu sunt cetățean român de etnie rom. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Sunt mulți care ar trebui să, astăzi să primească o diplomă de merit. Noi am încercat acum, astăzi, e un început, dar vom continua. Suntem la diplome de merit și de excelență, am alături de, din bucurie, unchiul meu, Aurelian Tănase Trifer, care e o surpriză, nici nu se așteaptă, el, săracul, avea niște probleme de sănătate, mai este pentru munca care e desfășurată la ansamblu Plaiurile Bistriței, o vechime de 35-40 de ani, eu, ca și nepot, și nu numai, ca președinte acestei asociații, îți ofer o diplomă de merit. Meriți. Fata dumnealui concertează în toate țările europene. Mulțumesc Centrului de Cultură și Artă Geopopa, a fost omul care împreună cu noi am avut un proiect și am adus-o pe soprana Elena Ramona Tănase, fica dumnealui, care a concertat la Filarmonică și în toată Europa. Ne bucurăm cu astfel de părinți care au copii atât de valoroși. Maestre! Nu prea ne-am cu... Mulțumesc domnului Dor Tănase. Mă simt bucuros și fericit pentru că s-a gândit cineva la mine, a
Așa și totuși la munca prestată care am prestat-o, fiecare om prestează și muncește în rândul lui. Eu am făcut ce am știut, așa, multă lume mă cunoaște, mai puțin, așa. Eu vă mulțumesc mult și sper să ducem tradiția mai departe, iar domnul Tănase are obligația să muncească mai mult. Asta e de la rândul. Mulțumim frumos! Sănătate! Mulțumesc! Nu vreau să spun sau să uit, Maestre, ai fost primul om care mi-a pus saxofonul în mână. Deci, recunoștința mea față de maestru Aurelian este că aveam 20 și ceva de ani, eu jucam fotbal, eu la viața mea am practicat fotbal. Am fost administratorul clubului de fotbal în Liga 1, dar faptul că tatăl meu mi-a spus fratelui Aurel, pune mâna pe ăsta că ajunge golan, pune-i meseria în mână și mi-a pus saxofonul în mână. Și mulțumesc pentru asta. Mai zis, mulțumesc. Mulțumesc. Din moment. Vreau să-l ascultăm pe Darius Borusească, după care îl pregătim în final. Cireașa de pe tort este a lui Darius. Haide, maestre.